Problema insulei șerpilor pentru România a început acum câteva decenii, dar istoria acestei bucăți de stâncă e veche de mii de ani. Fenomene stranii din jurul insulei. În vecinătatea insulei s-ar fi aflat un triunghi al Bermudelor, loc al dispariților misterioase. O legendă spune că la 5 decembrie 45, 5 bombardieri americane au dispărut acolo. O altă dispariție misterioasă s-a petrecut mult mai recent, în 90, când un mic aparat de zbor grecesc a dispărut la 30 de kilometri de țărm românesc. În apropierea insulei, în anul 2008, 12 militari ucraineni au murit într-un accident aviatic după ce elicopterul care se deplasa din Odessa către insulă s-ar fi prăbușit. Nu departe de insula Șerpilor, pescarii au observat un fenomen neobișnuit, cel al mării care arde. Acesta are însă o explicație științifică. Activitățile seismice, care au și condus la apariția turbulențelor majore, duc la invadarea fundului mării. Hidrogenul sulfurat care există pe fundul Mării Negre ajunge la suprafață și în concentrație mare se autoaprinde. Insula Leuche, în greacă antică, e de fapt o stâncă așezată în Marea Neagră la 45 de kilometri de țărmurile de azi ale României și Ucrainei. Este ocupată din 1944 de către Uniunea Sovietică, cedată forțat de România acesteia și astăzi parte a raionului Chilia, din regiunea Odessa, Ucrainei. Această formațiune de doar 17 hectare e atât de plină de istorie cât și de mituri. Stânca în formă de X are în unele locuri 41 de metri deasupra nivelului mării, are o lungime de 1970 de metri cu un perimetru neregulat, putând fi străbătută în 40 de minute cu piciorul. Privită de departe, această insulă a șerpilor apare ca o cetate înconjurată de ziduri înalte de piatră. În realitate, faleze abrupte cu puține terase litorale, doar pe țărmul nordic are un golf deschis pe unde se poate pătrunde mai ușor. Astăzi, insula Șerpilor pare o stâncă goală, fără vegetație, fără apă potabilă, imposibil de închipuit că cineva a locuit-o vreodată. Numele actual al insulei Șerpilor l-a dat un soi de șarpe de apă care ajungea până la 2 metri lungime, un șarpe urât, dar neveninos. Această specie larg răspândită pe insulă a pierit din cauza amplelor lucrări militare făcute de către sovietici. Astfel, singura vietate ce popula insula s-a stins de mâna omului. Grecii au denumit insula Leuche, iar romanii insula Alba, datorită numeroaselor construcții devenite cu timpul ruine de marmură albă. Insula apare în izvoarele din secolele 8 înainte de Hristos. Legendele Greciei antice povestesc că zeița Tetis s-a rugat de zeul Poseidon să scoată din adâncul mării o insulă pentru fiul său, Ahile. Ahile e eroul care a plecat să lupte împotriva Troiei știind că va fi omorât în această luptă și ale cărui rămășițe au fost aduse de către mama sa, zeița Tetis, și puse într-un sanctuar pe insula Leuche. În antichitate, insula a găzduit un templu măreț, construit în cinstea lui Ahile, eroul aheilor. Micuța insulă, o stâncă din Marea Neagră, a fost un centru de cult al lumii antice. Aici, pe lângă sanctuarul lui Ahile, s-au aflat mai multe edificii de cult în care locuiau preoți. În secolul I înainte de Hristos, romanii au cucerit treptat litoralul vestic al Mării Negre. Se presupune că insula a intrat sub stăpânire romană, iar pontul Euxin fiind o perioadă îndelungată lac roman. Insula a fost un loc de escală pentru navigatori. Teritoriul acesta stâncos de mici dimensiuni nu a fost afectat de către valurile de migratori care au trecut prin litoralul pontic. Prea multe relatări despre soarta acestei stânci nu avem. Abia în secolul XIX s-au descoperit ruinele templului închinat lui Ahile și alte vestigii. Au fost descoperite de către un capitan rus, iar descrierile acestor descoperiri au fost povestite de către germanul Köhler. Arhitectura templului era asemănătoare celor din Tesalia și Tracia, din ziduri formate din blocuri mari de piatră îmbinate fără ciment. Templul lui Ahile a fost menționat de poetul Ovidiu, exilat la Tomis, de către geograful grec Ptolemeu și de către istoricul grec Strabon. Insula Șerpilor apoi a ajuns în stăpânirea genovezilor și apoi a lui Dobrotici și a lui Mircea cel Bătrân în anul 1484, intrând apoi în stăpânire otomană odată cu Chilia și Cetatea Albă. În perioada dominației otomane, insula a fost denumită de către greci Chidonisi, insula Șerpilor. Această stâncă a fost ocupată de către Imperiul Țarist, deși tratatul de pace de la București din 1812, prin care rușii au anexat Basarabia, prevedea că insulele dunărene nu pot fi luate în stăpânire de către Rusia. Cu toate că nici tratatul ruso-turc din 1812, nici tratatul de pace de la Adrianopol nu prevedeau în mod direct trecerea insulei sub stăpânirea Rusiei. A fost anexată totuși de către ruși. Britanicii au construit un far pe insulă, far care dirija navigația pe Marea Neagră.
Stăpânirea rusească asupra insulei s-a întrerupt în 1856, când tratatul de pace de la Paris prevedea pierderea deltei Dunării și a insulelor acesteia de către Imperiul Țarist. Aceste teritorii nu le-au revenit românilor, deoarece la Paris miniștrii ai marilor puteri au semnat un protocol conform căruia insula nu aparținea statului care deținea și delta. În acel moment, Imperiul Otoman, care și-a luat angajamentul să întrețină farul de pe insulă pentru asigurarea orientării vaselor ce treceau pe Dunăre spre Odessa. După războiul ruso-româno-turc din 1877, Rusia a cerut Turciei ca în locul despăgubirilor de război să primească Chilia, Sulina, Isaccea, Tulcea și insulele deltei Dunării, printre care și insula Șerpilor. Rusia dorea să le schimbe cu județele Cahul și Ismail, astfel prin tratatul de la Berlin, Rusia primea sudul Basarabiei, iar România sudul Dobrogei, insulele care formau delta Dunării și insula Șerpilor. Se pare că tumultoasa istorie insulei lua sfârșit. Primul război mondial nu i-a adus decât un bombardament britanic și distrugerea farului, care a fost reconstruit de români în 1922. Anul 1940 și ultimatumul sovietic au schimbat soarta stâncii din Marea Neagră. Cu toate că nu exista nicio referire la insula Șerpilor, insula a fost ocupată de către germani și folosită ca punct de observație, iar pe 28 august 1944 un detașament de marinari sovietici a ocupat insula. De aici începe istoria puțin clară a insulei. Miza posesiei acestei insule era legată de importanța sa strategică, dar și de delimitarea platoului maritim continental al României. Nu s-a ajuns la un acord cu privire la acest platou continental. Au existat discuții în mai multe rânduri, din 1967 și până în 87. Atunci, sovieticii au făcut o ofertă refuzată de români. Conform acesteia, sovieticii cedau românilor 4.000 de kilometri pătrați din cei 6.000 din jurul insulei, dar românii nu au acceptat. În 91, insula împreună cu baza militară a fost preluată de către Ucraina. Ucraina, succesoarea legitimă a URSS în zona, a luat toate teritoriile incorporate abuziv de URSS, fără a-și pune problema legitimității sale pe aceste teritorii, urmând tradiția sovietică. Negocierile româno-ucrainene din 91 până 97 și până în 2008 pot sta la bază a numeroase volume de documente ce arată puterea de a tergiversa unui stat față în față cu încercările binevoitoare ale celuilalt. Fără îndoială că atât cazul insulei Șerpilor, cât și cazul altor ocupații fac astăzi parte din istoria dreptului internațional și juriștii se vor apleca asupra laturii juridice, publicând cărți de referință, cazurile putând fi material didactic pentru studenții în drept. Singura soluție reală pentru statul român după ani și ani de negocieri a fost Haga, Curtea Internațională de Justiție. La Haga s-a judecat delimitarea platoului maritim dintre cele două țări după 7 ani de negocieri sterile. Istoria va consemna singura stâncă din lume pe care se află o sucursală de bancă și un hotel fără canalizare, realizări ale statului ucrainean pentru a demonstra locuirea acestuia, alături de alte realități create peste noapte. Insula Șerpilor aparține Ucrainei, o realitate cu care statul român va trebui să se obișnuiască. Efectele pactului Ribbentrop-Molotov ne marchează în continuare soarta. Cu toate acestea, hotărârea Curții Internaționale de Justiție de la Haga va rămâne în istoria recentă a României ca un moment în care adevărul a dominat realitățile fabricate de către un stat care, moștenind diplomația stalinistă, a cosmetizat pentru a intra în structurile euroatlantice.